este mai prețios decât Dumnezeu, dragii mei. Și lucrul acesta e adevărat și Domnul să ne sprijinească pe fiecare în luptele noastre și să ne ajute să rămânem lângă El. Chiar dacă uneori se pun întrebarea aceasta, de ce trebuie să trecem pe aici? Când vine medicul și îți dă diagnosticul, de ce? Ultima fază a bolii. Însă, să ne rămână această întrebare. Există ceva mai prețios decât Dumnezeu? Dragii mei, nu este. Dumnezeu e cel mai prețios, dăruit să fie numele Lui. Și Iov, capitolul 5, vreau să citesc câteva versete. Versetul 8. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu aș pune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse. Minuni fără numeri, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, singurul care trebuie să alergăm noi e Dumnezeu. Că Dumnezeu ne mai trimite pe la oamenii Lui, ne mai trimite și prin spitale, ca să arate și El, sau să trezească și El inima medicilor sau inima diferiților oameni. Dar pe noi Dumnezeu să ne ajute să alergăm la El. Amin. E adevărat, uneori avem probleme care ne face să sunăm, să dăm telefoane, să sunăm anumiți oameni ai Dumnezeu sau să mergem la spitale. Dar înainte de toate, haide să alergăm la Dumnezeu. Să spunem, Doamne, facă-se voia Ta în viața noastră. Vreau să fac o scurtă mărturisire și apoi să ne rugăm Domnului pentru tineretul casei Domnului. Domnul să întărească pe tine. Domnul să întoarcă acasă și pe cei care sunt în lume acum. Au fost atunci la binecuvântare și acum sunt în lume. Sau poate să chiar în adunare, dar nu sunt cu minte. Domnul să trezească în ei Duhul acesta. Să îl găsească pe Dumnezeu și vor fi cei mai fericiți tineri din lumea aceasta. Eu n-am avut harul să cresc într-o familie de pocăiți. Să cresc într-o adunare și de mic copilul trebuie să sufă și o cumplită boală care mama a renunțat la mine din pricina aceasta pentru că spunea ea, poate cineva o să te găsească să umbli cu tine la mai mulți medici. Și cât o putut ea a făcut pentru mine și umbla la anumiți medici din România și medicii români au spus că asta e boala, că nu o să pot să umbli niciodată, că soarta mea este să stau în scaunul cu tine. Însă Dumnezeu a avut alt plan, slăvit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu a trebuit să trimită un medic american și la pensie, care căuta un copil ca să-l învieze de la casa de copii unde am crescut și la vârsta de 5 ani Dumnezeu l-a trimis pe acest om care când m-a văzut în curtea aceea cu 100, eram între 180 de copii și 200 de copii. Eram singur că eram în scaunul clotire. Toți copiii se jucau, zbordau de fericire și eu eram acolo în scaun. Eu nu știu ce copil va lua în America și au zis că de acolo ce s-a întâmplat cu băiatul de scaunul clotire? Cu băieții ruși. Directoarea i-a spus toate. A spus am umblat cu copilul, direcția pentru că copilul a făcut toate posibilitățile pentru mine. Tot sunt Viena, în Ungaria și medicii la fel au spus că așa trebuie să umbli, așa va trebui să stai copilul în scaunul clotire toată viața lui. Însă, repede, Dumnezeu a avut un alt plan. Și medicul acesta, i-a spus directoare, uite, eu sunt medic, ieși la pensie, ortoped și vreau să-l operez. Nu întrebă niciun bani, vreau să-l operez și mai rău decât să stai în scaunul clotire nu o să fie, dar cine știe, poate o să reușească operația. Și Dumnezeu, eu vine cuvântat mine, deci uitați-mă înainte de mine, să slăviți-o pe numele Domnului. Și în anul 3, m-am rugat lui Dumnezeu de mic copil și i-am spus, Doamne, când vreau să crești o mare, vreau să am grijă și eu de cei bolnavi, să fiu un asistent medical devotat pentru tine. Și Dumnezeu m-a ajutat să slăviți-o pe numele Domnului. Și în anul 3 de practică, de școală, medicul ortoped care era în sala de operație în momentul acela când eram operat eu, numele meu i-a sunat în ureche și la sfârșit m-a rugat să ies afară. Până atunci nu l-am mai întâlnit, o trecut aproape 18 ani, când nu l-am mai văzut pe medicul acesta. Și mi-a zis, spune ceva despre tine, că numele tău sună cunoscut. Și i-am spus, și m-a întrebat de Dumnezeu, unde am crescut și când i-am zis la casă, copii deja 11, a început să plângă, m-a luat în brațe și a zis, știi că mă bucur pe ei. Toți medicii români vorbeau despre tine. Un băiat care nu a avut nicio șansă.
o reușit să opereze și să poată să meargă să bucure de ceilalți copii. Slăviți să fie în Domnul. Dragii mei, Dumnezeu uneori ne crește prin spitale, prin operații, ca să rămână urmele pentru cei nemântuiți. Eram în Constanța nu de mult și eram pe teren cu niște prieteni, predicam Evanghelia la oameni, de la om la om și niște femei m-au împit în față la poarta lor și ne-am predicat Evanghelia și au zis că mine că ele nu mă cred. A trebuit să-mi dau jos pe cuc, a trebuit să-mi desfac, să-mi dau șorac jos și să le arăt piciorul. Atunci a trebuit să plângă și să creadă. De aceea unele urme există în trupul nostru. De aceea Dumnezeu uneori ne trece prin pe patul de suferință și prin spital, ca oamenii să vadă urmele acestea. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare, în problemele în care suntem, dragii mei. Ieri am absolvit și a doua facultate de psihologie și așa de fericit am fost eu. Mi-a dat o lacrimă și colegii mei mă întrebau că nu că ce era acolo mă fermecat pe mine, ci faptul că era lacrima aceea de recunoștință la adresa lui Dumnezeu și de a mulțumi, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat putere să treci la a doua facultate. Chiar dacă la început mă tot frământam, Doamne, n-am bani, n-am cum plătesc eu facultatea. Facultatea am vorbit cu ei și au zis, nu toți plătești nimica. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă în toate privințele, de aceea îndemn să ne legăm inima mai tare de Dumnezeu, dragi. Spune aici Iov, eu aș alerga la Dumnezeu. Singura noastră scăpare, dragii mei, e Dumnezeu. Că Dumnezeu se folosește de servii Lui. Îl slăvim pe Domnul și pentru lucrul acesta, dar singura noastră șansă e Dumnezeu. Fără Dumnezeu noi nu putem face nimic, ca și din toți copiii care eram acolo, doar câțiva ani ne-am pocăit. Și m-am gândit și am zis, Doamne, cu ce am fost mai mult ca ceilalți? Mă întâlnesc astăzi cu ei, în gar, în gări, dorm pe străzi. Colegi care au fost cu mine. Și eu care îi dau slavă Domnului, care lucrez într-o clinică privată din Alba Iulia. Curățenie, condiții și așa mai departe. Frații mei, avem motive pentru care să-i mulțumim Dumnezeu. Chiar dacă suntem presărați, cu încercări, cu probleme, din stânga și din dreapta. Domnul să ne dea tărie la fiecare, să alergăm la El. Și mai citesc un verset care îmi place foarte mult, Matei, capitolul 9, versetul 35. Un verset care mereu îmi dă tărie și îmi dă putere să trec mai departe și spune aici, Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe rodul de sinagogi, provăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în rod. Dragii mei, vreți ca Dumnezeu să vindece orice fel de neputință? Haideți să alergăm la El. Să ne rugăm Domnului pentru tine ca tot tineretul să-și pună încrederea în Dumnezeu. Amin. Vor veni momente în viața noastră când nu o să mai fie părinții lângă noi. Când nu o să mai fie păstorul lângă noi. Când nu o să mai fie frații lângă noi. Și vom sta acolo poate pe un spate de suferință. Și atunci se va vedea cât de credincioși a fost Dumnezeu. Sau se va vedea cât de sinceri suntem noi atunci. Și nu ne rămâne altceva decât să ne punem încrederea în Dumnezeu. Să spunem, Doamne, ai milă de noi. Amin. Îndură-te de noi. Știți ce mă bucura și mai mult la Iisus? Că nu i-a stat împotrivă nimic, nici zarva care era în popor. Spune Scriptura că trecea pe străzi și strigau bolnavii la el, orbii, Doamne, milă de mine! Și Iisus le-a auzit strigătele, măcar că era vărmășară mare, era zarva mare, Iisus s-a oprit, dragii mei. Pe noi lucrul acesta ne învață că Dumnezeu e atent la strigătele noastre. Chiar dacă în jurul nostru vin medici și ne spune că nu se mai poate face nimic. Dumnezeu nostru aude și lucrează, slăviți-vă!